Salut, camarazi, bună dimineața! Astăzi e vineri, 2 februarie, anno domini 2024, cum ziceau latinii, anno domini, anul Domnului. E mohorât afară, am ieșit să-mi iau câte ceva de la piață, mărunțișuri. Cred că ședea ploaie, începuse să pice așa, cred că o să fie o zi mohorâtă cu picături de ploaie, poate ploaie de-aia mocănească așa lungă și măruntă și domoală, dar noi suntem catare, avem soare în suflet, așa că ne doare la bască. Înțelegeți? Noi suntem catari, deci catar de vreme rea, de vreme bună, știți? Azi e prima zi din viața mea când am pășit în al 74-lea an al vieții mele. Sper să merg până la capăt. Așa? Cu voia Domnului. Știi? Nihil sin Dio, cum spuneau latinii. Nimic fără Dumnezeu. Sună frumos latina, o limbă care îmi place. Nihil sin Dio. Adică e similară cu italiana și în italiană Dio e Dumnezeu, să zice senza în loc de sin și niente în loc de nihil, dar mă rog, au trecut 2000 de ani de la Imperiul Roman. O să vă fac mai târziu un clip despre ceea ce a fost Imperiul Roman și de fapt cred că a fost creat cu scopul ăsta. Imperiul Roman a nimicit 100 de milioane de vieți. Vă repet, Imperiul Roman a nimicit 100 de milioane de vieți. Adăugat și Imperiul lui Attila și al lui Gengis Han și al lui Tamerlan, al lui Timur Lenk, ce au mai fost incași, aztec, maiași, dar astea au fost Imperiul Persan, Imperiul Chinez, deci toate au fost pentru diminuarea planetei, pentru diminuarea populației. O să vă fac un clip foarte fascinant și e adevărat și fascinant, dar și trist, pentru că sclavii din Imperiul Roman au avut o viață de câine, știți, la cheremul stăpânilor, violați, omorâți, torturați și munciți aproape fără hrană. Dar mă rog, cum se zice tot în latină, sic transit gloria mundi, așa trece gloria lumii, sic transit gloria mundi. Așa, deci astăzi sunt pe dietă, n-am mai mâncat de aseară, probabil că o să mănânc până la 12:01, dar o să mănânc ceva ușor, probabil că îmi fac 2 ouă fierte cu puțină pâine prăjită, mai am 3-4 bucățele de kiwi și mai am vreo 2 kg de dovleac copt, știți? Deci mănânc simplu și sănătos. Să vedem, poate săptămâna viitoare mi-aduce și mie cineva de la țară o găinușă, niște brânză și niște lapte, că n-am mai mâncat de mult de alea proaspete de la Comana, știi? Așa, în rest, cum v-am zis, cele bune să se adune, cele rele să se spele. Mergem mai departe cu Dumnezeu înainte. Am văzut că s-a trezit și apusul, s-a trezit, au blocat totul, tractoriștii, tiriștii, toți sunt pe baricade, până și mâncarea din România au călcat-o în picioare, au aruncat-o pe autostrăzi și au călcat-o în picioare și bine ne face că noi trebuie să exportăm dacă avem în plus. Nu exportăm și în același timp importăm mere și cartofi din Polonia, 80% din carnea de porc care o mâncăm e din străinătate, păi cum așa, ce, suntem proștilor sau cum? Noi trebuie să mâncăm carnea noastră, fructele noastre, tot ce e românesc, poate cu mici excepții, la o banană, la un kiwi, la un mango sau la, eu știu, fructe de-astea mai exotice, dar nu stăm în drum de ele,
Se zice că trebuie să mănânci de acolo unde ești născut și unde trăiești. Băia mănâncă mango în Brazilia, kiwi în Orient, știi, și ce mai fi banane până America de Sud. Dar mă bucur că se trezește și România, și Europa, și planeta. Trebuie să terminăm vorba poetului, până când o viață amară și un trai nefericit, nu? Așa. Camarați, deci cam astea fiind zise, mergem la treabă, o să vă fac câteva clipuri să vi le urc. Am vrut să rezolv o treabă și din cauza la altă chestie am amânat-o pe luni. Vă rog, mergem. Mâine, dacă nu n-o ploua, vreau să vă filmez cu drona. Cred că am învățat să o mânuiesc, că nu e așa complicată. Am primit și o veste bună ieri de ziua mea. Camaradul care mi-a dat drona împrumut, mi-a dat-o de tot, pentru că a fost ziua mea, a avut bunătatea creștinească, sufletească, să-mi o facă cadou. Costă și ea vreo 1.750.000, deci nu e chiar așa de ieftină, vreo 30, 37 de euro, știi? Dar mă rog, camaradul meu a avut bunătatea sufletească și creștinească să-mi o facă cadou, deci acum sunt stăpânul unei drone noi nouțe. Hai, mai sunt și mici raze de soare în zilele mohorâte. Vă doresc o zi frumoasă, plină de bucurii, de împliniri. Bineînțeles că sunteți bucuroși că azi e vineri și mâine vin 2 zile libere. Vă doresc numai de bine pentru voi, pentru familie, pentru copii, pentru cei dragi. Stați cu urechile ciulite, lumea a început să se miște. O să trăim mai liber și o să respirăm mai ușor. Rămânem precum catarii, umăr la umăr. Pa, camarazi!